poveștile? Da! Tare, tare? Da! Și știți multe, multe povești? Da! Ok, am și eu o poveste. Cică trăia odată o capră care avea 3 purceluși. Și o capră... Ce avea? Nu erau 3 purceluși? Nu! Dar ce erau? 3! 3 ies? Da! Capră cu 3 ies? Da! Și capra asta cu 3 iezișori trăia, știți unde? Într-un apartament frumos lângă mall. Și uite, ce râdeți? Nu trăia acolo? Unde? În pădure? Nu! În pădure trăia scufița albastră. Știți de scufița albastră? Cum e scufița? Scufița roșie. Voi vorbiți de scufița roșie care s-a dus la bunica și s-a întâlnit cu o vulpe în pădure, da? Da, cu cine s-a întâlnit? Dar, de fapt, cum nu? Cine a mâncat gogoașa? Vulpea a mâncat gogoașa? Voi vorbiți de gogoașa aia rotundă, de culoare albastră, da? Care s-a rostogolit? Ce culoare? Galbenă? Nu, galbenă era rochea prințesei asta, cenușăreasa, știți? Dar ce culoare avea? Voi vorbiți de cenușăreasa care și-a pierdut un cerceluș când a mers la bal. Dar ce-a pierdut? Ai de mine, nu știu. Sigur, voi spuneți adevăr?